Vineri 24 mai 2019, în curtea Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Horia, într-un cadru festiv, a avut loc dezvelirea și sfințirea bustului militarului și omului politic Panai Donici, întemeietor al armei Geniu în Armata României și ctitor al Bisericii Pogorârea Sfântului Duh. Alături de edilii comunei, la eveniment au fost prezenți și reprezentanții ai clerului, generali, oameni politici, elevi și invitați, care împreună i-au adus un omagiu. Se intonează imnul de stat al României. Hristos, Domnului să ne rugăm.